Din nou suntem în emisiune și vrem ca să vă provocăm și pe dumneavoastră de asemenea să fiți atenți și dacă aveți anumite sugestii sau întrebări să apelați pe subiectul acesta pe care l-am hotărât pentru această ocazie și anume cine hotărăște să mor. Dacă nu poți să dai viață, ai dreptul să iei viață. Subiectul acesta destul de controversat al eutanasiei și eram la punctul când discutam despre cine are autoritatea să spună cine are dreptul să trăiască și să moară, dacă cumva medicul, familia, cel în cauză sau Dumnezeu. Sunt persoane care susțin că prin practica aceasta faci un gest nobil, scape cineva de suferință. Chiar unele persoane bolnave susțin această concepție. Aș vrea, domnule Daniel, să vă întreb oare este adevărată gândirea aceasta? Scapi într-adevăr pe cineva de suferință, faci un gest nobil prin practica aceasta. Aș vrea să răspund la această întrebare făcând o incursiune în istorie, să vedem în linii mari când și cum s-au curmat viețile bătrânilor, așa cum aminteam, diferite categorii, aș putea spune defavorizate sau cu dizabilități mentale sau fizice. La popoarele barbare, pentru că ei cotropeau, atunci când oamenii îmbătrâneau și deveneau din ce în ce mai neputincioși, devenind o povară pentru societate și pentru cuceritori, erau lăsați în păduri, iarna, ca să înghețe și să moară, bineînțeles. De asemenea, în Rusia exista, în timpul Evului Mediu, o sectă, numită secta, sau, da, sectă a celor care îi omorau pe cei care nu mai puteau. În Sparta se știe foarte bine că spartanii aruncau în stânci copii care aveau anumite deformități pentru că nu produceau pe viitor, nu aveau să producă pe viitor, să înflorească societatea. Și am putea spune, chiar și la evrei a existat această practică și la daci, bineînțeles, știm foarte bine că decât să cadă în mâinile dușmanilor, mai degrabă își implantau în ei o sabie sau o suliță și aceasta era numită moarte demnă, curajoasă. Chiar regele, am putea spune, a făcut același gest. La Masada, acolo unde a avut loc masacru, de fapt, a fost o sinucidere masă în Israel, atunci când au fost atacați de romani, în acea fortăreață care era așezată pe înălțimi, 1000 de evrei, de soldați evrei, riguroși, instruiți, au ales decât să cadă în mâinile romanilor să se omoare. S-au omorât unul pe altul, foarte interesant că n-a fost sinuciderea acolo, pentru că au ales o altă tactică, să omoare unul pe altul, ca să nu-și ia viața ei înșiși, și doar ultimul a ales să se omoare pentru că n-a avut un partener ca să-l omoare. Cât de riguroși au fost ca să respecte, într-un sens mai puțin, biblic, porunca divină, porunca 6. Incursiunea aceasta pe care ați făcut-o în trecut și în istorie și la diferite popoare și culturi, să înțeleg că susțineți pe acele persoane care consideră că prin practicarea acestui fenomen, și anume eutanasia, fac ceva nobil? Nu, vreau să ajung până la Hitler, tocmai că nu susțin acest lucru. Hitler, care a găsit, înainte de a găsi soluția finală de exterminare a evreilor în lagărele naziste, în care îi gazau, a ales moartea bună, dar aia n-a fost moarte bună. Când dădea drumul la gaz prin dușuri, ce moarte bună mai era aceea? Hitler, înainte, tocmai ca să întărească sistemul militar, paramilitar am putea spune, a ucis 70.000 de oameni, bătrâni, copii, poate că mai mult de 70.000 în 1939, care nu aduceau beneficii statului, în speță armatei. După care știți foarte bine, noi cunoaștem cu toții lucrul acesta, că a decis de unul singur, în mod special, soluția finală pentru evrei, oameni de etnie romă și alții. Și alții mai slabi. Nu sunt de acord cu aceste lucruri. Nu vreau să judec pe nimeni, pentru că este ușor să judecăm, însă în niciun caz, în niciun fel, în niciun loc, în niciun timp, nu pot, conform Bibliei, căruia mă supun, să fii de acord cu așa ceva. Fie că a fost vorba de Aristotel, Platon, Hitler, politică internă, externă, militară și așa mai departe. Hipocrate, spre deosebire, și Pitagora,
doi dintre ei și Cicero, care a și scris mai mult despre acest lucru. De exemplu, Hipocrate spune în jurământul care a devenit celebru despre care aminteam, că nu voi prescrie niciodată o substanță care să provoace moartea cuiva sau o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreodată vreo sfat în această direcție și nici nu voi da unei femei o substanță avortivă. Sacră și curată mi este meseria și mai ales viața. Bun, dar discutăm despre suferința umană. Și cum ar trebui noi să ne raportăm la această suferință? Am un mesaj din partea unui telespectator care spune așa: fiecare dintre noi are o cruce de dus. Și cred că se referă și la ideea unei suferințe fizice. Așa ne-a învățat Iisus Hristos acum 2000 de ani în urmă. Însă în momentul actual noi oamenii suntem secătuiți de onoare și calități și luăm decizii care nu au nimic de a face cu originea noastră, originea din Dumnezeu. Ne gândim doar la bani și dă un sfat oarecum spre finalul mesajului să nu mai chinuie, ne gândim la bani și ca să nu mai chinuie cel bolnav. Are dreptate telespectatorul nostru. El spune, este păcat să omor, păcat și păcat că nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, de tocmai ceea ce spunem și eu. Însă ceea ce este legal și devine legal, de mult ori se confundă crezând că este și moral sau spiritual. Actul acesta care este legiferat înainte, sau gestul acesta criminal, că este criminal, care este legalizat în alte state și poate că urmează și altele, nu știm, se confunde și se crede că devine și moral. Dar nu este așa. Discutăm imediat după ce urmărim un material video, declarația unei persoane în vârstă care suferă. Haideți să vedem ce mărturisește aceasta. Așa o emisiune, nu se minte, un medic spunea că este necesară eutanasia. Mm-hmm. Pentru că foarte mulți suferă din pricină că sunt bolnavi, neputincioși și alături de dânsul suferă și acei apropiați. Și asta este un act de milostenie, dar nu o crimă, cum încearcă la noi să... Și ai noștrilor de ce se împotrivesc? Religia la noi toate cele le face. Și bune și rele? Aceea să-i bun. Să trăiască omul cât o dat Dumnezeu. Să se târă ca vermele pe pământ, dar să trăiască. Ce-i bun în asta? Și asta ar putea decide cine? Guvernul? Medicii? Ei, nici nu știu, eu nu pot scrie acum, ia câte. Vorbiți că noi transmitem. Bine, dar vorbile mele o să ajungă la parlament, la... Cine hotărăște acolo? Mai ales la noi, în Moldova, sunt foarte mulți oameni bătrâni, foarte mulți nenorociți, săraci, chinuiți. Și din contra aici ar trebui, asta ar fi și o ușurare pentru stat. În loc să le dea drumul la cei tineri, sunt pe aici bătrâni neputincioși și care nu-s bun de nimica. Ce-i bun asta? Spun că în Sparta omorau bătrânii. Priviți ce declarație face bătrâna aceasta și pe invitatul meu aș vrea să-l întreb, potrivit cu ceea ce am văzut în secundele trecute, ce viață și ce bucurie mai este aceea când cineva în urma unui accident sau unei boli crunte sau unei bătrâneți pline de suferință stă pe patul spitalului sau acasă și este imobilizată la pat, aproape inconștient, cu dureri groaznice, nu e mai bine să scape persoana aceasta de atâta suferință, de atâta durere? Nu e bine să... La prima impresie, așa ar părea. Și acum, sincer să fim, poate că sigur, până când va reveni Domnul Hristos și poate ne va prinde în viață, este un vis al meu, poate că și al dumneavoastră și al nostru, dar dacă nu va reveni în timpul vieții noastre, deși îl așteptăm, vom trece cu toții prin suferință, una de o intensitate mai mare sau mai mică. Și fiind puși față în față cu suferința care este de fapt în organismul și generează durere,
ne generează chin, casnă. Nu e ușor. Deci plecând de la acest dat, de la acest accept, de fapt, că nu este ușor. Este foarte clar. Toți știm ce înseamnă durerea într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar, din punct de vedere al Bibliei, e clar că Dumnezeu nu este de acord ca un om, indiferent cine ar fi el, să-și ia viața. Și bunul simț de care dau dovadă, de exemplu, bătrânii internați pe secție de geriatrie și în alte locuri, poate acasă sau cine știe pe unde părăsiți, spunând celor puțini apropiați pe care îi mai au, știți, mai bine să mă ia Dumnezeu să mor sau lăsați-mă, nu mai mi-aduceți nici ciorbă, nici mâncare, nimic, că eu nu merit, sunt bătrân, în sensul că nu mai produce nimic. Că asta e realitatea. Acest bun simț nu trebuie să fie transformat sau degenerat într-un nebun simț din partea mea și a noastră. În sensul că, e, păi dacă a zis că și așa trebuie să moară și atunci îl consiliez și spun, auzi mamaie, și așa, uite, de ultima vreme moare lumea că îi zice, fă-mi o injecție și gata, am scăpat de viață. Deci, și mai ales de dureri. Noi nu trebuie să facem gestul ăsta. Dumnezeu spune în Biblie și că noi ar trebui să apreciem bătrânii, să ne plecăm în Levitic, spune înaintea perilor albi și experiențe pe care au acumulat-o. Și dăm dovadă de un exercițiu de slujire și de smerenie, de pocăință dacă ne slujim pe cei bătrâni, chiar dacă e foarte greu. Telespectatorul nostru a scris în mesaj că fiecare are o cruce de dus. M-aș lega puțin de aspectul acesta și v-aș întreba, a declara că acești oameni care suferă trebuie să-și îndure chinul până la moarte, ca și cum ar fi voia lui Dumnezeu să sufere, pentru că asta este crucea lor în această viață, nu cumva este o gândire cam obtuză, să zic așa, modificată sau inoculată de un fundamentalism religios sau de o vedere teologică? Nu cumva este un pic deplasată gândirea aceasta? Ai o cruce de dus. Ce să faci, mamaie? Trebuie să suferi până închizi ochii. Dar dacă ai administra o injecție, n-ar fi mai dulce pentru ea? Aș putea spune că gândirea seculară, aceea care susține eutanasierea, aceea este una aditivată, care e plină de euri și de aceste paliative moderne, nu gândirea clasică, care este sănătoasă, este biblică, că oamenii și-au bazat gândirea și filozofia pe Biblie. Și nu ar fi mai potrivit ca aceste persoane să moară cu demnitate? De ce să sufere? Cum o făceau dacii pe teren de luptă? De spital, uitați? Sau v-aș propune o altă abordare. Copiii care se nasc cu sindrom Down sau cu tot felul de malformații, care devin o povară pentru părinți în această viață, stau în scaune toată viața lor. Cum ar trebui să fie, merită aceștia să trăiască? Dar înainte de a răspunde, așteptăm o întrebare sau un punct de vedere a unui telespectator. Vă spun bună seara, sunteți în direct? Bună seara. Vă ascultăm, bună seara. E interesantă emisiunea dumneavoastră, dar o privim într-o direcție, nu în două. De ce într-o direcție? În direcția religiei. Că religia zice că nu, Dumnezeu ne dă viață, Dumnezeu ne ia. Dar în momentul în care omul are o boală care nu se mai vindecă și e constatată de o comisie medicală și e așa cum spuneați, e povară, pe cel care e bolnav și pe cei care sunt în jurul lui, dacă au pe cineva ca să fie în jurul acestui bolnav, de ce acest bolnav, la cererea lui, să nu-i se îndemnească dorința eutanasierii sau, eu știu, o moarte din asta? Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Bun. Nu, stați că nu am terminat. Vă ascult. Cred că religia insistă pentru că să respecte voința lui Dumnezeu. Pentru că... Dar respecta principiul vieții, da? Sunt principii vechi, dar sunt folositoare religiei, pentru că religia și cei care o slujesc beneficiază după urma acestor neputincioși prin anumite fapte religioase care au beneficii în urma acestor fapte. Deci,
vă rog să insistați la discuție și la aceste fapte religioase care converg în a sta omul într-o neputință insuportabilă. Această chestiune face parte din psihicul religiei, religios, iar omul suferă în vacarm, fără nicio șansă de viață. Deci, dacă puteți să răspundeți bine, dacă nu, o țineți pentru altă emisiune. Bună seara! Da, mulțumim pentru apelul telefonic. O întrebare care, la care încercăm să dăm un răspuns acum pe finalul emisiunii și poate pe viitorul apropiat vom mai aborda tangențial acest subiect. Telespectatorul nostru întreabă foarte clar, dacă privești din punct de vedere religios problema aceasta, spui categoric nu, trebuie să fie respectată viața, principiul vieții, Dumnezeu dă viața, nu are omul dreptul să ia viața, dar dacă privești la suferința cruntă a unui om, nu i-ai face un bine? Cam asta este în rezumat întrebarea pe care telespectatorul nostru o ridică. Dânsul a mai spus ceva pe final, a fost ca un fir roșu al întrebării, că totuși partea bisericească ar putea beneficia de pe urma cronicizării bolii, termenul exact lung. Probabil că se poate și lucrul acesta, nu vrem să negăm acest sentiment. Eu aș mai adăuga aici nu doar partea religioasă, dar eu mă pun în postura oamenilor care și medicul, nu? Și de asemenea farmacistul. S-ar reduce ar da și faliment dacă nu, adică nu, poate nu exact chiar faliment, că dar s-ar reduce cheltuielile și implicit costurile de îngrijire a pacienților incurabili. Afacerile semnificativ. Haideți să vă dau o statistică. Poate că vă dați seama dacă vorbim doar după părerea noastră, nu cred că are nu are greutate. 18% din țara care a legalizat eutanasierea, din Olanda, mă refer, 86% din pacienții care au cerut scris, adică este o eutanasiere directă, voluntară, nu aceea periculoasă sau cea mai periculoasă care este involuntară, fără acceptul pacientului, nu au murit subit, adică imediat, în jumătate de oră, ci au murit în chinuri pentru că doza nu și-a făcut efectul și a revenit din comă și vă dați seama, a trebuit ca medicul efectiv să fie măcelar ca să-l omoare. Nu știu exact în ce fel, dar ar putea să spună un medic. Iar revin la aceeași chestiune clasică, biblică, poate cu care nu sunt de acord majoritatea oamenilor, sau unii dintre ei, că Dumnezeu a dat viața și El spune când se va întoarce țărâna, omul care este viu în starea de moarte până la înviere. Unii susțin că poți fi mântuit prin suferință. Unele fețe bisericești spun că suferința este metoda folosită de Dumnezeu pentru îndreptare și formare a caracterului. Vă pun întrebarea următoare. Cât de moral este să lași pe om să sufere și cât de moral este să lași pe om să moară? Moral... Nu este ușoară întrebarea, bănuiesc. Cât de moral este să lași pe om să sufere și cât de moral este să-l lași să moară? În primul rând vreau să vă spun că suferința nu este mântuitoare. Este clar, conform Bibliei, că suferința nu mântuiește pe nimeni, nu sfințește pe nimeni, ci putem spune doar că ajută în această administrație a Harului, a mântuirii, ajută omul ca să devină mai condescendent, mai umil, mai iubitor, să vorbească mai înțelept, dar colocând foarte în mod direct cu Dumnezeu care ne oferă prin Domnul Hristos mântuire. Dar în ce privește întrebarea dacă e moral să lași omul să moară sau dacă este moral, mai, prima parte, de să lași omul să moară și dacă e moral să lași pe om să sufere. Să sufere. Păi eu cred că nu e moral nici într-o parte, nici într-alta. Nici să lași să sufere și de aceea există îngrijirea sau susținerea aceasta paliativă, care atenuează durerile. Există medicamente care, sau de exemplu, acum mulți ani nu exista pentru diabetici insulina și diabetici erau considerați canceroși trecutului. Cancerul nu e atât de descoperit ca acum, sau nu era deloc descoperit, ci se știa într-o oarecare formă. Dar având insulină, și aici e o problemă destul de serioasă. Mulți nu mai vor să... Statul vrea să reducă cheltuielile, că nu are, că nu produce o mare parte din cetățeni, nu numai în România. Și reducând cheltuielile, poate că i-ar conveni mai tare să nu mai ofere doza de insulină la toată lumea. Hai! Și, dar dacă privim da, tot din aspectul acesta, moral, imoral, Dumnezeu îmi dă viața ca un dar. Dar tot El are drept deplin asupra ei?
Dacă sigur. Viața este un dar, atunci e un dar de... Nu e un dar consacrat 100%, nu? Da, cam așa pare, că n-ar fi consacrat 100%. Este un dar, dar tot Dumnezeu are drept asupra vieții tale. Da, și cu darul pe care îl primim, ce putem să facem cu el? Cum îl onorăm cel mai bine sau cum îl prețuim cel mai tare? Bine, eu pun întrebările. Și... Consacrând viața. Sau consacrând, da, slujind. Viața este sacră. Nu este moral nici să lași pe cineva să se sufere, nici să iei viața, este și mai, dacă vreți să găsim grade de comparație, este și mai imoral să omori pe cineva. Dar vreau să vă spun că totuși suferința joacă un rol crucial, dar nu mântuitor, în această administrație a mântuirii. Haideți ca în ultimele secunde ale emisiunii noastre să ascultăm încă un apel telefonic, un telespectator care a urmărit, cred că, această emisiune. Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Sunt cel care v-a trimis două mesaje în seara asta. Mulțumim pentru ele. Da, era vorba despre ce vreau să spun, cu alte cuvinte. A fost cineva care a vorbit că nu e de acord sau că bate monedă pentru că religia profită după urma online. Exact. Eu aș crede că ideea lui e foarte deplasată. Care ar fi argumentele dumneavoastră? Argumentele care ar fi? Omul e făcut să se nască și să moară când destinul îi va... Cât mai natural posibil, nu? Exact. Nu suntem noi oameni în măsură să decidem. Și eu sunt bolnav, nu sunt nici preot ca să trimit mesaje cu Dumnezeu, ca să zic că profită biserica după urma asta. Așa pot să spun că profită oricine în lumea asta. Și mâncarea care o mâncăm nu e naturală. Exact. Și poate că medicii profită mai mult de pe urma acestor pacienți. Și medicii, vă dați seama. Și până și o femeie servici profită. Dacă nu îi dai ceva, nu se uită la tine. Aici eu cred că e cheia pe care, moralității care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Dar văd că nu suntem capabili să o înțelegem. Asta e problema. Când suntem sănătoși și avem bani și avem mașini și case, nimeni nu vorbește că e greu. Că exact. Nu mai ai bani când ești bolnav și nu știu ce, e să-l omorâm. Mie unul nu mi se pare corect. Și atunci susțineți ideea că până ce intervine moartea în mod natural, omul este dator ca să întrețină viața. Exact, asta e părerea mea. Și că Dumnezeu are autoritatea asupra vieții în exact. Final. Exact, chiar și când te căsătorești, acolo juri și la bine și la greu. Când e bine, e bine. Când nu mai e bine, fugi, nu? Exact. Vă mulțumim mult pentru gândurile frumoase pe care le-ați prezentat în seara aceasta și de asemenea mesajele pe care le-ați trimis în cadrul acestei emisiuni. Sănătate. Sănătate, la revedere. Vă rog. Vreau să mai spun în încheiere, știu că nu mai este timp, amintesc despre Thomas Morus, un filozof englez, care a scris un roman numit Utopia, țara fără loc, niciunde, în care oamenii, bine, un roman mai mult, ce să vă spun, gândit în mintea lui, fictiv, dacă vreți, oamenii trăiau pe insula Utopia, deci o țară care nu avea nici o locație, și bineînțeles că purtau numele de locuitorii utopici, adică fără un scop, fără un sens, și este evident că într-un astfel de loc, cu astfel de nume, cu astfel de identitate, utopici din Utopia, fără niciun scop, fără o speranță, fără Biblie, fără Dumnezeu, fără ca să știe cum să treacă prin suferință, pentru că Mântuitorul a trecut pe aici mai mult decât a trecut, la intensitate mult mai mare, singurul remediu sau singura posibilitate pe care o mai întrevăd acești oameni din romanul lui Thomas Morus, care de altfel întruchipează foarte bine omenirea de astăzi, care este nu numai fără scop, unii dintre ei fără viziune, fără perspectivă, numai normal să ajungi să spui ștreangul de gât. Utopicii ajung la sinucidere sau, așa cum se numește, SAM, sinucidere asistată medicală. Cu alte cuvinte, transmiteți ideea că omul, dacă nu are niște coordonate morale în această viață... Tot ce e legal devine moral și invers. Și atunci
își pune capăt zilelor sau își dorește lucrul acesta. Chiar am auzit pe cineva care a spus, eu n-am niciun scop în viața asta, n-am nici o perspectivă a vieții și de ce să mai trăiesc? Și nu-i bătrân, e foarte tânăr. Cum am mai explicat chestiunea asta? De exemplu, generația IMO, cei care cu ochelari, cu lama în geantă, ascultă mulți, sunt tineri și și-au capăt zilelor. Care e explicația? De ce aici? Moarte bună? Nu-i deloc bună. Vă mulțumesc pentru că ați fost în emisiunea noastră. Am stat de vorbă în seara aceasta și am dezbătut subiectul despre eutanasie sau cine are dreptul la viață și la moarte cu domnul Daniel Nițulescu, master în consiliere în asistență socială și de asemenea masterand în teologie. Mulțumim și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Cu plăcere. Dragi telespectatori, în seara aceasta am încercat să pătrundem puțin în oceanul acesta imens al eticii și să discutăm despre subiectul eutanasiei. Poate că nu am elucidat toate lucrurile și mai avem emisiuni în continuare pe care vom aplica acest subiect. Pentru noi poate fi un caz tipic de etică aplicată, ceea ce am discutat în această ocazie. Pentru alții, în schimb, este o adevărată dramă suferința prin care trec. Doar Dumnezeu îi poate înțelege. Ceea ce ar trebui să rămânem, cu ce ar trebui să rămânem în seara aceasta sunt ideile următoare desprinse din discuția pe care am avut-o și anume viața este sacră. Viața e însăși Dumnezeu și ceea ce și de aceea nu este permis să luăm viața. Nu suntem stăpâni nici pe viețile noastre, nici pe ale altora. Viața o primim în dar de la stăpânul vieții și el hotărăște când să moară un om. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume.